Bună seara și la mulți ani Suceava, la mulți ani suceveni, 635 de ani de la prima atestare documentară, certă zic eu, a Sucevei, a cetății de scaun a Sucevei mai exact. S-au scurs acești ani cu multe evenimente, mai bune, mai rele, dar avem cu ce ne lăuda. Însă mai sunt și niște mituri care trebuie clarificate. Asta încercăm în seara aceasta, în această emisiune. Să clarificăm o serie de mituri, să scoatem la iveală unele adevăruri, spuse mai încet sau deloc. Constant obiceiului meu, invit pe cineva care se pricepe mai bine decât mine, așa este și firesc și recomand tuturor, mai bine decât mine în această temă pentru a putea aduce un plus de claritate în multe din cele discutate mai cu aplomb sau nu, despre cetatea de scaun a Sucevei. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, domnule Mirul Ursu, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și sigur pentru apreciere. Domnul director, cetatea de scaun a Sucevei, noi o avem atestată pe 10 februarie. Teoretic, aceasta este actul de naștere al cetății de scaun, dar în ce măsură putem vorbi de faptul că cetatea de scaun s-a făcut la 1388, iarna. Cam există o cercetare arheologică sau de altă natură care să spună exact cam când a fost făcută această cetate, pentru că este greu de crezut că la 1388 iarna s-a apucat să facă și terminau în februarie o cetate. Nu, nici pe departe. Data de 10 februarie 1388 este data de atestare, primă atestare documentară, până la acest moment. Nimeni nu poate spune că, nu știu, peste o zi, două, trei, un an, doi, zece, 50, 100, cineva nu va găsi o altă sursă documentară mai timpurie. Să zicem, nu știu, un document din 1388 ianuarie sau din 1387. Este fără îndoială faptul că la 1388 existau și cetatea, exista și orașul. De ce? Pentru că în luna august, în 18 august, este pomenit orașul, Târgu Sucevei. Deci clar, târgul exista, nu s-a construit, știu eu, în câteva luni. Pe de o parte. Pe de altă parte, știm că Petru I Mușat a venit, inițial a construit pe latura de vest a orașului așa numită cetate, numită astăzi, cetatea Șcheia, care n-a fost finalizată și care, în urma unui cutremur, a suferit pagube importante, ceea ce l-a determinat pe voievodul moldav să mute locația pe actualul amplasament. Apoi, există de puțină vreme o discuție legată de ce înseamnă documentul de la 1388. Este vorba de prima atestare a cetății sau a orașului. Poate ați văzut în presă, inclusiv domnul primar. Da, mă rog, s-a poziționat într-o, da, s-a poziționat într-un fel. El n-a făcut-o de capul său. A avut niște discuții cu, mă rog, un reputat profesor de la Universitatea din Suceava, care sigur nu este medievist, dar care este cunoscător de slavonă. Însă eu vreau nu sau nu, trebuie să accept varianta oficială, cea academică. Sunt, mă rog, au fost destule dezbateri și sunt clarificate lucrurile că e vorba de cetatea de scaun. De ce? Pentru că voievodul nu dădea din oraș de undeva un document, îl dădea din locul în care locuia. Ori cetatea de scaun a Sucevei a început, noi de altfel și vorbim, nu, de Fortul Mușatin. Sigur, etapa de restaurare Ștefan cel Mare, așa cum arată astăzi cetatea, este de fapt ca formă cea din vremea lui Ștefan cel Mare. Sigur, cu niște adaosuri mai târzii din vremea lui Vasile Lupu. Însă, inițial, cetatea era foarte mică, era un fort și ultima lucrare a apărut anul trecut, semnată de Adrian Andrei Rusu, un foarte important arheolog și istoric român, vorbim de dovezi arheologice de această dată, arată foarte clar că cetatea a plecat de la ceea
ce se numea turn locuință, mă rog, o construcție care există în toată Europa, din vestul Europei, de la Atlantic până spre Constantinopol. În toată Europa avem de-a face cu așa numitul turn locuință, în jurul căruia, ulterior, se construiau diverse curți, diverse anexe, diverse alte corpuri. Ca atare, este absolut logic și firesc ca această carte a lui Petru I Mușat să fie eliberată din cetatea Sucevei. Era vorba, acolo era reședința lui. Acolo și avea, să spunem așa, încăperile pentru reprezentanța diplomatică. În accepțiunea de astăzi, sigur, reprezentanța diplomatică. Pe de o parte. Pe de altă parte, există un termen și aici, sau mă rog, pe acest termen s-a brodat această discuție, spune documentul, cartea a fost dată Ugorod Suceavăi. Gorod se traduce într-adevăr și prin oraș, dar se traduce și prin fortificație, prin cetate. Pentru că avem în zonă foarte multe gorodiști. Clar treaba. Ori toate aceste argumente, și sigur mai sunt și altele, dar toate aceste argumente ne fac clar să vorbim despre, repet, prima atestare documentară. Evident, în momentul în care Petru I Mușat, cum spun, dă această carte, cetatea exista, cum de altfel și orașul exista. Nu știm însă cu precizie când a fost fondat și unul și altul, pentru că nu, deocamdată nu ne lipsesc elemente. Bun, putem vorbi, spre exemplu, nu știu, și de perioada slavilor. Există mărturii arheologice în acest sens. Există mărturii și din perioada neolitică aici. N-are legătură cu noi. Dar, ca idee, a fost o zonă propice pentru locuire. Ca atare, începând, știu eu, din secolul 6-7, avem continuitate de locuire aici. Cum și la Baia, spre exemplu, este continuitate de locuire. De ce? Pentru că zona a fost favorabilă așezării umane, sursă de apă aproape, mă rog, oarecum păzită, să spun, de climatic, de vânturi, în fine, și, în consecință, spuneam, foarte bună de locuit. Mai trebuie spus un amănunt apropo de vânturi. Deja vorbim la secolul al IV-lea, de o răcire accentuată a vremii, răcire care s-a dus până târziu, prin secolul, sfârșitul 12, începutul 13. După care avem de-a face cu o încălzire a climei. Noi astăzi, sigur, vorbim foarte mult despre încălzirea globală, este de fapt multă teorie aici, pentru că istoria ne arată că au existat perioade de încălzire accentuată și răcire accentuată. De altfel, citim în presă, nu? S-a topit ghețarul X și sub el au fost găsite o barcă vikingă, nu știu, sulice, armament și mai știu, un cort. Clar, acolo era o locuire care a înghețat. Ei, la fel, elementul climateric este foarte important și în ca și în neolitic, și în perioada medievală, și sigur în perioada modernă, și astăzi, altfel, fără dor și poate. În ce măsură putem discuta sau face o disociere clară între cetatea de scaun, fortul Mușatin, cum era inițial, și orașul Suceava? Este posibil să facem această disociere? Adică cetatea era cu totul altceva decât orașul. Bun, era altceva ca idee, că nu era reședință, ceva simple. Public. Da, lucrurile sunt simple. Până la construcția efectivă a unui curs domnești, întărit, care să asigure securitatea voievodului și a curții sale, vă spuneam, primii domni ai Moldovei au locuit în niște incinte protejate. Odată cu Petru I Mușat, pentru că avem mărturile și astăzi, nu? Vorbim de acel turn locuință. Care, atenție, știți unde era acel turn locuință? În zona capelei. Dacă vă amintiți, în fața capelei, la nivelul ierbii, există acolo
niște ziduri care fac neregulată incinta fortului interior. Da. Ei, acolo era turnul locuință. El ulterior a fost parțial dărâmat. Dărâmat, nu mai folosea. Refăcut. Exact. Acolo era turnul locuință. Acolo este amplasat, mă rog, și identificat arheologic. Și atunci este firesc ca voievodul să fi dat cartea din casa lui. Casa care, sigur, folosea și ca reprezentanță, să-i spunem astăzi, diplomatică, știți, în limba juvenilă. Cancelarii? Cancelarii. Mi s-ar putea spune, da. Cred că e mult spus cancelarii. Nu era logofăt atunci? Logofătul era un fel de cancelar. Mai târziu un pic. Mai târziu apare logofăt. Știți, se întâmplă și pentru țara românească și pentru Moldova, începuturile sunt, chiar dacă sunt mai târzii decât restul Europei, și sunt mai târzii din simplu motiv că aici au venit mongolii și au dărâmat tot ce exista ca formațiune statală incipientă. Și evident toate încercările probabile de uniuni de mici voievodate. Care voievodate erau în cea mai mare parte aflate sub umbrela Ungariei, cel puțin pentru țara românească. În Moldova știm mai puține, dar despre țara românească avem mărturii scrise în cancelaria de această dată, în cancelaria maghiară. Ei bine, până la tătare aici au mai fost pecenegii și cumanii și rămâne încă o dispută în ceea ce privește prezența elementului cuman, mai ales pentru țara românească, în ceea ce privește prezența acestui element până la descălecatul lui Negru Vodă. Pentru că Negru Vodă, evident, există discuții, spuneam, sunt păreri pro și contra, Negru Vodă vine din țara Făgărașului, în sfârșit, dar se pare că este un anume Tocomerius, care era cuman. El apare în documente. Noi avem o istoriografie foarte interesantă, o istoriografie clădită în perioada romantică, în perioada de afirmare a nației, a poporului român, a entității statale românești. Deci vorbim după Revoluția de la 1848, da? Sau, mă rog, în jurul anului 1848 și post-revoluție. Și în consecință, și din păcate a rămas acolo. Abia acum, de 20 de ani, 30 de ani, încercăm să ieșim. De ce am rămas acolo? Pentru că după această perioadă romantică a venit perioada comunistă. Care perioada comunistă, de asemenea, trebuia să arate că noi eram aici primii, stăpânii, cei mai vechi, noi ne-am descurcat singuri, nu ne-au ajutat alții. Ori, teoria istorică, și în acest sens vi-l recomand pe Arnold Toynbee, cu al său studiu asupra istoriei, este o lucrare monumentală, absolut, cum să spun eu, poate nu forțez, axiomatică pentru studiul istoriei, și sunt, bineînțeles, o grămadă de exemple. Nicăieri un stat nu s-a fondat de către populația locală. Nicăieri. Și hai să luăm marile state. Franța. Franța a fost fondată, da, de germani și franci. Nu de populația latină. Francii erau tot un trib german. Erau, da. Dar erau barbari. Erau veniți din afară. Nu era populația romanică din teritoriul Galiei, da? Bun. Statele germane. Clar, nu? Populații germanice. Nu s-a uitat nimeni la populația romanică de acolo. Italia, fondată de Longobarzi, da? S-a uitat cineva la populația romană de acolo, încă aveam de-a face cu romeii, da? Clar. Romeii sunt în Constantinopol, nu? Nu, un pic. Noi romeii sunt la Roma. Da. Noi romeii? Da. În documente așa sunt noi și vechi romei. În fine, vechi romei, paradoxal, sunt la Constantinopol. Știți? Mm-hmm. Noi romeii sunt acolo, dar de fapt era populația latină, nu? Populația latin. Romană, în fine, clar, da? Rușii, deci mari ruși, da? Vikingi, au venit vikingi. La... Și un pic tătari, eu cam afectat. La ruși? Da. Nu, o să râdeți, nu?
discutăm dacă doriți, dar nu e, auziți, eu influențat și pe noi ne-a influențat, toți cei polonii ne-au influențat, ungurii ne-au influențat, otomanii ne-au influențat. Noi oricât ne chinim astăzi să arătăm noi că suntem din Europa Occidentală, nu, noi suntem din Europa Balcanică, aia cu fundamentul otoman. Vrem, nu vrem. Deci uitați-vă la spiritul comercial, valah. Nu, nu-l găsești la, nu știu, la nemți. Asta e treaba. Bulgarii de asemenea, deci de ce noi am fi avut numai români pur sânge la fondarea statelor medievale? Am fi atipici, nu? Marele Imperiu Persan, da? Nu a avut perși ca mari fondatori. Uitați-vă la Macedonia, da? De asemenea, și tot așa mai departe, lucrurile, cum să spun, lucrurile merg pe tot. Marile dinastii egiptene, care nu erau cu egipteni. Nu au toate. Nu toate, bine. Erau din Nubia, Sudanul. Bun, hai să ne înțelegem. Toate. Eu vorbesc din partea incipientă. După aceea lucrurile, evident, și la noi. Păi hai să vedem cine a făcut România stat modern. O dinastie germană. Asta, sigur, noi ne coordonăm, noi ne conducem, noi am intrat în NATO cu conducătorii noștri, noi am intrat în Uniunea Europeană și așa mai departe. Dar România modernă a fost făcută odată de Convenția de la Paris, nu? Cuza, cei 7 ani lui Cuza, care de fapt a reprezentat cumva o gestionare a țării astea de către marile puteri, da? După care vine Carol I. Carol I obține independența. Noi vorbim de independența statului român abia de la 1877, 1778, de fapt după congresul la Berlin. Până atunci vorbim de niște țări care aveau un suzeran. Suzeranul fiind poarta otomană, în cazul nostru. Și mai aveam și un protector, Rusia. Iar nevul mediu, Dumnezeu mă iert. Uitați-vă, marele Ștefan cel Mare, care rămâne cel mai important voivod al românilor și clar, fără dubii, este un geniu militar, dar eu cred că e mai degrabă, sau pe lângă geniu militar, e un geniu diplomatic. Pentru că noi îl vedem Ștefan cel Mare mereu și îl asociem cu lupta anti-otomană. Ori lucrurile nu stau chiar așa. Din 47 de ani de domnie al lui Ștefan cel Mare, 13 ani cu tot cu ce-a făcut el prin țara românească, pot fi considerați anti-otomani din 47. În rest, el a fost asociat și aliat cu Turcia. Pe de o parte. Pe de altă parte, depuneți rământ de credință. Mai mult de 13. Păi nu, nu sunt mai mult. Ba, da. Dacă vreți, îi calculăm. Calculăm de la bătălia de la Lipnitz când i-o trimis pe tătari până la 1485 cat la Buga. Nu sunt mai mulți. Nu sunt mai mulți pentru că au existat și hai să ne înțelegem până, da, bun, cât la Buga, dar cum să spun, de fapt domnia lui Ștefan cel Mare începe cu, el recunoaște toate vechile capitulații, da? Toate vechile tratate cu turci, da. Plătește tribut, fără să-l ceară nimeni. El se oferă, plătește tribut în continuare, da? Și merge până când se răcește, el fiind suzeran al Poloniei, având suzeran Polonia. De ce merge cu otomanii? Pentru că polonezii aveau pace încheiată cu otomanii. Și el nu se putea dezice de... N-avea cum. Da. Pentru că veneau și îl schimbau. Era simplă treaba. Ei, sărăcește cu ungurii. De ce sărăcește cu ungurii? Pentru că polonezii duceau o politică mai rece față de Ungaria, că Ungaria era împotriva Imperiului Otoman. În momentul în care Ungaria face pacea cu Imperiul Otoman, sărăcesc relațiile Imperiului Otoman cu Polonia. Polonezii, mă rog, au probleme majore în Lituania cu rușii, nu se mai gândesc ei la Imperiul Otoman și la zona de aici, sau se gândesc mai puțin, o trec în plan secund. Și atunci Ștefan cel Mare trece de la suzeranitatea polonă la cea maghiară. Nu se poate certa cu turci. Clar. Ei, dar între cele două perioade e o mică lipsă. Și în perioada aia el se ocupă de turci și turcii de el. Știți, cam așa. Pentru că dacă ne uităm după ce, mă rog, i-a fost luat Chiliaș, Cetatea Alba, da? El se duce, depune jurământul de credință personal,
depusese jurământul periodic la Polonești. De două ori, nu. Dar nu personal. Prin trimis. Da, trimis. Așa. Formalitate. Ei bine, depune personal jurământ de credință. Îi dau un detașament de catafractari, de, mă rog, cavalieri din aia în armură, care sigur erau tancurile vremii. Dar un detașament de tancuri nu te poți pune cu un imperiu, cu Imperiul Otoman. Care Imperiul Otoman ce-a făcut? I-a montat niște achingii la Cetatea Albă și i-au prădat Moldova. Ăia și cu tătarii lui Ghiraihan au făcut o praf. Și atunci se duce el singur și face pace cu turci. După care îi folosește pe turci, sau mă rog, se folosește mai mult de turci, și 10 ani pradă Polonia. Asta a făcut el. Spre satisfacția Ungarii. E drept să schimbaseră și monarhii. În sfârșit, murise Cazimir, a fost așa o perioadă, să spunem, complicată. Bun, dar noi să revenim la cetate și la, ce spuneam, cu întemeitorii. Ori și întemeierea Moldovei, ca de altfel și întemeierea Țării Românești, se datorează în mare măsură, deci pe de o parte acestor populații, pe de altă parte regatului maghiar. Paradoxal, Bizanțul era departe. Nu era paradoxal, chiar era... Era prea departe. Bun, nu era chiar atât de departe. Nu geografic, dar politic, avea alte probleme. Politic, da. Avea alte probleme. Domnii noștri în prima fază, țările române în prima fază, toate au fost catolice. Cel puțin în Țara Românească lucrurile sunt foarte clare, da? De la Episcopia Milcovului, care, bun, era cumană, Episcopia cumană, da? Catolică, clar. Bine, vin tătarii, rezolvă toate problemele, pacifică zona. Asta nu înseamnă că noștri erau ortodoxi, nu ne bătăm cu apă rece. Ai noștri nu erau ortodoxi. Mereu catolicii se plâng că ăștia erau păgâni și valahi și cumani. Este la un moment dat un rege al Ungariei, nu mai știu, un Ladislav, cred că al IV-lea, cumanu. Mă rog, el era jumate maghiar, mamsa era cumană, mă rog, mă scuzați. Da, și-a trecut la vechile obiceiuri cumane. Da, el a trecut la niște vechi. Fost și linșat, cred că. Păi au fost ucis. Și-au fost ucis de cumani. Paradoxal, nu din umbră. Bine, dar din alte motive. Bun, nu mai discutăm de ce. Ideea este că în zona asta o putere majoră o aveau cumani. Hai să ne uităm în sfatul... În primele sfaturi domnești din Țara Românească. Câte numi sunt românești și câte numi sunt cumani. Hai să ne uităm în Moldova. E cam aceea. Bine, în Moldova sunt și cumani, sunt și poloni. Pentru că nu e rușine să spunem faptul că nobilimea... Poloni sau ruteni? Lituanieni? S-a discutat despre influența lituaniană mai ales. Da, numai că. Într-adevăr, așa cum spuneți, de altfel Petru I Mușat, care era un voievod foarte, foarte, foarte bogat. Era foarte bogat pentru că avea Cetatea Albă. Cetatea Albă a fost făcută cadou de-a dreptul. Ăștia s-au dus, s-au ocupat, nu puteau stăpâni, era departe. Trebuiau să treacă peste tătari, era complicat. Și atunci i-a dat-o lui. Și el de altfel de aia și împrumută Polonia pentru că simțea cumva dator. Mai mult decât atât, el cere să ducă, să depună jurământ de credință Poloniei. Polonii nu impun acest lucru. Polonia era bucuroasă că teritoriul ăsta nu-i sub tătari. Toți aveau probleme cu tătari. Să nu uităm că tătarii erau prezenți în Basarabia. Nu că erau prezenți la un dat o capitală la Orhei. Nu-i capitală la Orhei. Ba da, 2 ani au fost capitală. Ce, aveau două caravanseraiuri acolo să... Domnule, în afară, eu am fost acolo, ați fost acolo? Nu, dar domnul am Pricopie. Văzut niște filmulețe. Au bătut monedă. Deci au bătut monedă la Orhei. Bine, și noi mai băteam la Cetatea Neamțului monedă. Nu, stați. Deci acolo a fost, bun, există diplomatică. Acolo a fost sediu hoardei. Clară treaba. Două caravanseraiuri în epoca aia, știți ce însemna? Băi rituale, știți, din piatră, știți ce însemna astea? Așezare stabilă. Era o prosperitate acolo din nebuneai. Deci eu am fost acolo. Că așa am zis și eu, m-am uitat pe niște hărți, niște planuri. Doamne, când duci acolo, nu-ți vinea crede. Ăla era un dita mai orașul. Suceava nu a ajuns niciodată atât de mare.
Niciodată, mă rog, vorbim de evul mediu timpuriu până spre, mă rog, și chiar și evul mediu, na, poate în evul mediu, în vremea lui Ștefan, în secolul 15, da, cred că era cam cât orheiul de atunci. Numai că ăla era făcut din piatră. La Suceava, noi ce găsim, găsim foarte multe bieciuri. Mereu găsim gropi și în ele depozit, oale sau, mă rog, diverse piese. Și tot spuneam, am mai găsit o locuință boierească. Păi, oameni buni, locuința boierească în groapă sună cam tare așa. Chiar apropo de beciuri, voiam să vă întreb, pentru că tot discutăm despre istorie și mituri. Mi-am propus și despre mituri. Unul din cele mai fascinante mituri sunt tunelurile alea până la Zamca, până la cetatea, da, vechea, da, da, cetate de la Șcheia. Sunt păreri care spun că sunt tuneluri, că tunelurile aduc chiar până în Tibet. Nu mi-a venit să cred. Nu sunt tuneluri, domnul la... Pricopii, nicăieri. Nu aveau nicio rațiune și în epoca aia erau atât de greu de făcut și deveneau publici imediat. Catarii nu-și mai aveau rost. Da, de ce n-ar avea rost un tunel? Adică faptul că devenea public era una, dar să nu aibă rost? Păi dacă devenea public, automat știa și unii gura lui. Și se putea intra în cetate prin tunel. Vânzătorii au existat întotdeauna pe stopii glob. Poate că era un alt mod de abordare. Astea sunt legende. Iar aceste legende, eu am avut... Tot așa, există o legendă despre una din cetățile lui Vlad Țepeș, la Poenari. Tot așa, un tunel făcut prin munte, boieri decapitați. Nu, n-am urcat. Am văzut-o de departe. Păi iată, sunt de pe unde faci tunelul? Prin munte? Hai să mă amicestiți când ai ăștia. Aici nu era munte și de aia am crezut că totuși poate că era mai simplu. Nu, sunt legende. Mai mult decât atât, dacă îmi permiteți, eu am avut câteva discuții cu diverși oameni care au lucrat la șantierile Sucevei și care toți spuneau, domnule, tunelurile de la cetate, prin zona centrală a orașului mai ales, domnule, pe aia am dat, erau suprapuse, domnule. Erau beciurile suprapuse. Beciurile medievale au fost suprapuse peste beciurile moderne. La un moment dat, beciurile moderne, peste beciuri moderne, zona centrală e plină de beciuri. Nu știu dacă știți zona unde a fost Hanul Angăr. E pietonalul de la Casa de Cultură spre piață, spre Sfântul Dumitru. Cum mergi spre piață, pe mâna dreaptă, păi parcarea de acolo în spate, este șirul de blocuri și în spate este o parcare. Toată zona aia e plină de tuneluri. Au fost umplute cu ciment, în cea mai mare parte. Însă, în dreptul curții domnești, noi știm, avem îngrădită curtea domnească cu ziduri, dar până în curtea de conturi, până în clădirea nouă al celul de artă, tot curtea domnească tot a fost. E plin de tuneluri acolo. Din când în când mai ies câte o groapă. De aia apar așa denivelările astea. Da, alea nu tuneluri. Sunt beciuri din piatră, bine făcute, evident. Sunt moderne. Dar, ce înseamnă modern, ca să nu creadă lumea că-s făcute în perioada noastră? Post, perioada austriacă. Secolul 19, 18, sfârșit. Secolul 19 în principiu, chiar începutul 20, în sfârșit. Ce au făcut oamenii acolo beciurile alea? Pentru că acolo au fost case, toată zona a fost plin de case. Și, dar ce s-a întâmplat cu curtea domnească? Păi curtea domnească a fost înglobată de case. Dacă vă uitați la fotografii, zidurile curții domnești erau folosite de case. A fost părăsită curtea domnească, să spunem. Bineînțeles, după ce s-a mutat... Eu am o reprezentare, dar poate oamenii nu. După ce mă rog, capitala a fost mutată la Iași, asta s-a întâmplat în vremea lui Lăpușneanu, curtea a mai rămas să funcționeze totuși, sigur, cu rol secundar. Ea a funcționat până după Alexandru, după Vasile Lupu, mă scuzați. Exact. După care i-au căzut, mă rog, au intrat în desuietudine, așa, au căzut în uitare, au început să dărâme, nimeni s-a mai ocupat de ea, s-a cărat piatră de acolo, s-a cărat piatră și la cetate, doar știm foarte bine, după 1675, în sfârșit, și ușor, ușor, terenurile au fost ocupate, nu, de târgoveți. Autoritatea domnească, auziți, știți ce se întâmplă? Cu desăvârșire, nu mai era interesată. Probabil unele au fost vândute. Pentru că cine mai venea la Suceava?
Perioada Panaliotă, mai venea vreun Panaliot la Suceava? Îi scoteau bani la ea și nu mai aveau nevoie zi la Suceava. Da, a fost o chestie destul de aiurea. Iar după regulamentele organice, sau mă rog, odată cu regulamentele organice, chiar dacă vin două pământeni, deja se uitaseră vechile capitale, știți? Era așa o chestie de legendă. Regulamentele organice nu au prins și Suceava, că Suceava era deja în Austria, în Imperiul Habsburgic. Nu, regulamentele organice, da. Da. Nu, Chiseliov, da, bun, da, vorbim, Chiselev, da, da, vorbim de, vorbim de Vaslui, care avea cur domnească, mă rog, Hârlău, vorbim de Hârlău, sigur, care avea cur domnească, de... bun, la Iași lucrurile s-au schimbat, curtea a fost părăsită, mă rog, s-au construit alte edificii și așa mai departe. Știți cum e, istoria e vie. Uitați-vă la tradiții. Noi mereu, mereu spunem că ușor, ușor dispar tradițiile noastre, dispar tradițiile pe care le cunoaștem noi. Apar alte tradiții. Și tradiția este un organism viu. Nu spun că sunt mai buni sau sunt mai proaste, sigur, e de dorit să păstrăm cât mai mult vechile tradiții, vechile obiceiuri. Numai că dacă păstrăm vechile obiceiuri, intrăm în contradicție chiar brutală, pot să spun, în anumite puncte, cu tehnologia, spre exemplu, sau cu mentalitatea epocii ăsteia. Nu? Cum am putea intra în contradicție flagrantă noi cu tehnologia dacă păstrăm niște vechi obiceiuri? Hai să dăm niște exemple practice. Păi uitați, tocmai au trecut sărbătorile de iarnă, da? Da. Banalul interfon, așa, oprește urătorul să intre în scară. Da. Bun exemplu. E contradicție flagrantă. Bun exemplu. Pe de altă parte, trebuie să remarcăm că tot mai puțin colindă cu suflet și vin pregătiți. Majoritatea colindă, am observat, eu am primit colindători, dar majoritatea colindă... De domnul Pricopie. Așa, numai da. Două să ne... versuri, da, așa scoate banii. Și numai, să ne nici asta nu e tradiție. Vedeți, noastră... Eu am prins vremurile alea la țară când se colinda și se ura ca lumea. De acord cu dumneavoastră. Altieri am fost la mormântarea la academicianul Răzvan Teodorescu. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Academicianul Răzvan Teodorescu, în discursul de recepție în Academia Română, asta s-a întâmplat în anul 2000, a avut o comunicare, care sigur s-a publicat ulterior, despre tranzacționalitatea mentalităților la poporul român. Și el demonstrează că în diverse perioade istorice, pur și simplu, noi am tranzacționat valorile noastre spirituale și le-am preluat înapoi atunci când ne-a convenit. Și dă exemplu muzica, dă exemplu literatura, chiar construcții, în fine. Eu cred că la fel se întâmplă și astăzi. Eu locuiesc în Burdujeni. Sunt foarte puțini români care vin colinda. Ca etnie vorbesc. Ah, ca etnie? Da. Însă sunt foarte mulți români care vin colindă cu tot sufletul, colindă foarte frumos, păstrează obiceiul. Probabil, eu nu exclud, nu știu, în timpul vieții mele, după, poate, după, știu, strănepoții noștri, românii să-și ia înapoi obiceiul, dacă vor mai avea nevoie de ele. Eu aici trebuie să vă contrazic, pentru că... Eu vă spun că... Ce, na, eu trăiesc știu, anual probabil, chestia asta. Da, eu am văzut că nu doar românii nu colindă cu sufletul, am văzut și ceilalți, romii, care tot așa, două, trei versuri, doamne, nu știu, patru, eu atâta entuziasm am văzut la oamenii ăștia. Da, vin patru, colindă unu, ceilalți sunt pe lângă. Na. Umplutura. Ați avut dumneavoastră ghinion. Cura ghinion, adică mă așteptam de la ei altfel. Da. Eu vă spun că eu trăiesc chestiunea asta anual. Mentalitatea asta tranzacțională e foarte interesantă. Uitați-vă la literatura română. Păi ce literatură ori avut românii până foarte târziu? Cine a purtat literatura? Evrei. Cei mai importanți exegeți literari români sunt evrei.
chiar pe tradiții, dacă ne uităm la, cum spun, nu sunt românii neapărat. N-aveau timp, n-aveau nevoie. Știți? Ei trebuiau să le trăiască. Ei trebuiau să le trăiască. Sau trebuiau să trăiască. Și una, și alta. Exact. Ca să revenim un pic la cetate. Tot așa, dacă vorbim de tranzacționarea mentalităților, cu privire la cetatea de scaun, nu vi se pare că e totuși și aici un fel de tranzacționare pe alte paliere? Cu 100, două, mai bine de 100 de ani în urmă, cam 200, 200 și ceva de ani în urmă, oamenii nu dădeau doi bani pe cetate, dădeau doi bani pe cărămizile și pietrele de acolo. Acum, din potrivă, ea încearcă să fură o cărămidă, o piatră, să vezi cum se uită. Și, da, dacă mai poți, că-i da, și pentru păzit. Că s-a schimbat foarte mult și imaginarul. Deci, noi astăzi, fiecare epocă și are propriul imaginar, propriile valori, să spunem așa. Dacă la 1800 se căra cu mare spor piatră din cetate, nu interesa pe nimeni, cu toate că, evident, se vorbea de Ștefan cel Mare, se vorbea de gloria Moldovei de aldată și așa mai departe, a apărut un nou element, muzeul și valorile noastre vechi. Și ușor, ușor a început să se schimbe percepția asupra acestor ruine. Și asta s-a întâmplat numai în România, asta s-a întâmplat în toată Europa. Și uitați, e o discuție, să zicem așa, grosieră pe care o putem face. Care este rolul teatrului? Avem teatrul și în Suceava. Este pur divertisment. Și educațional într-o oarecare măsură. Domnule, stați un pic. Și educațional. Toate sunt educaționali. Toate. Tot ce înseamnă cultură educațională. Vrem muzica educațională, teatru educațional, biblioteca educațională. Nu, teatru ca instituție, nu teatru ca artă. Teatru ca artă educațională. El avea rolul de a păstra, de a, cum să spun, vorbesc de evul mediu și perioada modernă, sigur. Sigur, de a marca și anumite tare ale societății, deci era un rol educațional. Pe când muzeul, de exemplu, deci vreau să, e foarte elocventă diferența, știți? Muzeul a apărut ca o necesitate de a păstra lucruri vechi care nu, mă rog, nu mai erau folosite și care ușor, ușor începeau să fie uitate și de a le depozita. Așa au apărut muzeile. În toată lumea. Inclusiv în țările române. Și ne amintim de, mă rog, celebri, hai să spunem așa, depozitari, da, de memorie. Începând de la Odobescu, cu celebru, chestionar, da? Erau Simeon Florea, uitați-vă la Simeon Florea Marian. Ce adună omul ăsta? Foarte multe etnografii. Se spunea că în satul tare se folosea nu știu ce, da? Am cules legenda cu tărică. Și așa mai departe. Pentru că ele dispar. Vedeți, neastră, la un moment dat, nu mai știu, pune cineva această problemă, un sociolog francez, în fine, care e diferența între, sau cum face nu știu, obiectul din îmbrăcăminte de astăzi ajuns în muzeu să aibă aceeași valoare. Nu mai poți să faci. Uitați, mergeți în muzeu și vă uitați, a, ce haine erau în evul mediu. V-ați îmbrăcat odată cu alea? Nu cred. Nici nu cred că vizualizați cum ar arăta omul îmbrăcat în alea. Cu cât obiectul e mai vechi. Știți? Eu mă uit la muzeul satului. Da? Muzeul satului. Deci eu am copilărit cu o serie, la bunicii mei, cu o serie de lucruri de acolo, din muzeul satului. Ei, astăzi m-am dus cu fiică mea. Păi ea se uita foarte neutră. Da, erau niște artefacte cu care, pe teritoriul ăsta, niște cetățeni, la un moment dat, nu știu, coseau. Dar ea nu a mai văzut coasă. Decât în muzeu. Sau știu eu diverse, cum să spun, utilaje, nu știu, războiul de țesut. Păi au mai văzut ea războiul de țesut undeva? Doar în muzeu. Este greu de crezut că acel obiect a folosit nu știu, pentru o confecționare de cămăși, de pânză, de prosoape, de covoare, de mai știu eu, lăiceri, laici, laicii ăsta, pretari, etc. Eu am prins de bunica mea cesea un pic toată iarna, cesea, asta făcea. Păi da. Exact. Mi-e familiar acel obiect. Ei nu.
În schimb, o spadă mie nu mi-e familiară. Mă uit la ea cu respect, e foarte frumoasă. N-am văzut pe nimeni să folosească o spadă. Bunicii mei, mă rog, au văzut la paradele militare, încă mai erau ofițeri cu spade. Eu n-am văzut. Mie familiar ca la Șticovu și, cum se cheamă, baioneta. Asta era la paradă, știți. Și revenind la povestea cu cetatea, este o vorba de o tranzacționare până la urmă a mentalităților? Sau cred că nu. Pentru că eu mă îndoiesc că se va reîntoarce capitala la Suceava, la cetate. Dar s-au schimbat timpurile, s-au schimbat timpurile. A, dar nu, eu nu vorbesc de... Păi asta înseamnă tranzacționare. Întoarcerea un lucru, la nivelul instituțional. Domnul Pricopie. Pur și simplu prin raportare la ce au fost cu 200 de ani în urmă. Nu, când... nu. Azi e valorizare, e altceva. Ce este valorizare? Schimbare de imaginare. Uh-huh. De mentalitate. Păi când tranzacționare înseamnă așa, eu iau paharul ăsta, vi-l dau dumneavoastră și vin după 300 de ani și vi-l cer înapoi ca să-l folosesc. Doar asta? Doar asta. Valorizarea presupune altceva. Exact. În ce măsură putem valoriza și altfel cetatea decât acum? Bilete, vizite, festivaluri? Păi, posibilități de valorizare pot fi multiple. Anul acesta încercăm, dacă ne ajută Dumnezeu, și sigur, în funcție și de cum decurg lucrurile cu proiectul de restaurare, care stă să înceapă anul acesta, deja lucrăm la caietul de sarcini, în fine, am intrat în linie dreaptă. Spre exemplu, organizăm un eveniment sportiv. Ei, nu s-a mai organizat un eveniment sportiv dimensiunile astea în cetatea de scaun. Cu siguranță aduce o altă valorizare, pentru, vorbind de un alt public, e un public care e iubitor de sport, da? Vorbim de o altă dimensiune a promovării ei, că e o transmisie în direct pe 83 de state. Vorbim de o anumită platformă internațională, în sfârșit. E o altă posibilitate de valorizare. Fiind vorba totuși de un monument istoric, cred că posibilitățile de valorizare nu sunt nici puține, dar în același timp sunt limitate. Uitați, nu știu dacă la dumneavoastră în emisiune am vorbit vreodată despre realitatea augmentată. Eu încerc, am discutat deja... Nu am discutat despre realitatea augmentată. Mereu se pune problema și se pune întrebarea, domnule, de ce n-ați restaurat cetatea până la Creneluri? Bun, nu pot să o restaurez până la Creneluri, pentru că în conformitate cu legislația internațională, care de fapt înseamnă o cutumă astăzi, s-ar putea ca restaurarea de mâine să spună altceva, dar astăzi restaurarea spune, trebuie păstra cât mai mult forma originală, cu adaosuri cât mai mici. Bun. Și în consecință, dacă noi am fi dus cetatea până la Crăneanu, nu mai era cetatea voievozilor moldavi, era cetatea arhitectului care făcea acest lucru. E o explicație tot la fel grosieră, dar simplă. Da. Nu există niciun fel de plan al cetății cum arăta, adică era cum arătau crenelurile, cât de mare era turnul Neboisa, așa se numea. Neboisa, da. Eu i-am pus accentul altfel, dar în fine, neînfricatul s-ar traduce într-o traducere nu-ți fie aproximativă. Teamă. Neboisa, nu? Fără teamă. Fără teamă. Și nu se știe, adică domnule, turnul ăla, bastionul ăla mare care când s-a prăbușit la 1600, nu mai știu, la un cutremur. Așa. Avea 50, 80, 100 de metri. Nimeni nu știe că. 35. Ideea e următoarea. Bun, și atunci îmi pun întrebarea, pentru că mulți au văzut, chiar cu vreo 15-20 de ani în urmă, tot felul de planuri ale cetății. Nu le-a văzut nimeni. Jocuri, nu planuri, făcute... Au văzut video, proiecte, proiecții. Păi dacă video. Mergeți astăzi... Aia cum le-au făcut? Acum vă spun, dacă mergeți astăzi în cetate, veți găsi imediat la intrare, așa, este o propunere de proiect a unei tineri arhitecte la vremea respectivă, cu o restaurare integrală a cetății. Se pare că familia Ceaușescu, mă rog, ar fi agreat acea idee
și probabil, dacă nu venea cu tremurul din 7-7, cetatea ar fi arătat altfel. În sfârșit, ideea este că astăzi, repet, conform tuturor înțelegerilor internaționale, nu mai putem face nimic. Și atunci, există această posibilitate tehnologică de a face un proiect de realitate augmentată prin care vizitatorul, de pe propriul telefon, să vadă, mă rog, dintr-un număr de puncte din cetate, 360 de grade, așa, să vadă cum arăta cetatea din punctul ăla. Ducând pur și simplu telefonul, știți? Așa. Dacă doriți o propunere grafică, să înțelege, care însă îl ajută foarte mult pe vizitatori să înțeleagă multe lucruri. În felul ăsta eu visez prin acest proiect să lămuresc, să readuc în memorie și locuința ăsta, turnul locuință de care vorbeam la începutul emisiunii, să aduc la cunoștința publică și ce era pe platoul cetății, pentru că noi ce avem astăzi avem castelul. Mai erau fortificații cam în zona, cum să explic eu, nu știu, erau cârciumi acolo, deci cimitirul, da? Drumul care trece printre cele două cimitiri vechi și nou și care la un dat face curba spre cetate. Ei, pe linia aia dreaptă, cam acolo, în zona aia, era fortificația primă, să spun, care era din lemn, cu tunuri, cu, în fine, ceva artilerie. Pentru că avem pe platoul cetății, identificate arheologic, casa domnească, spre exemplu. Păi aia nu stătea așa în drum. Clar, era păzit, protejată, da? Avem așa numita casă Cristina, care era, de fapt, tot o casă domnească. Mai nu știm, mă rog, la un dat a fost folosit ca depozit sau nu, sunt multe discuții, în fine. Avem o biserică acolo, deci a existat o biserică. Pe platou, în afara cetății. Da, sigur că da. Păi, în cetate era doar capela domnului. Domnul ducea acolo cu familia lui, dar restul era o grămadă de slujbași când stătea domnul în cetate, în sfârșit. În respectivul cimitir, cimitirul de lângă biserică, până acum au fost identificate 273 de morminte. Morminte foarte bogate, cu textile arheologice, deci personaje importante, boieri, în sfârșit. Cimitirul respectiv unde era? Pe platou cetății. Da, dar cam unde pe platou, ca să putem localiza? Până în case, nu știu, este acolo construcții care... Probabil la un dat va deveni pensiune, habar n-am. Ei, în spate acolo. În zona. Am înțeles. Știm că în acest cimitir, spre exemplu, a fost înmormântat un nobil care a însoțit-o pe Maria din Mangop la Suceava. Și, mă rog, eu a fost slugă credincioasă până a murit. Deci personaje de vază. Ca tare, un cimitir genul ăsta nu lăsa în calea tuturor invadatorilor și tuturor celor care, una, două, asediau cetatea. Era protejată toată această incintă. Bun. De aceea există o altă fortificație. Da, da. Da. Cea de lemn. Da. Ei, asta vreau eu să aș vrea să rezolv prin, mă rog, proiectul de care am povestit. Evident, mă rog, sunt mai multe etape. În acest an nu putem să ne apucăm de realitate virtuală pentru că avem o veste mult mai bună. Consiliul Județean ne-a aprobat din bugetul propriu o sumă destul de importantă pentru a începe etapa a doua de restaurare. Este vorba de suma de 5 milioane de lei, cu posibilitatea, am discutat cu domnul președinte acum două săptămâni și mi-a zis dacă mai trebuie o să mai suplimenteze ca să terminăm o etapă, să începem anul acesta cu contraescarpa, pentru că ați văzut că e într-o stare avansată de deteriorare. Și sunt și lucrări destul de complexe acolo și mai e un aspect, contraescarpa vine la pachet cu balustrada. Ori balustrada din lemn o putrezit în mare parte și ea deja este dublată de garduri pe care le-am făcut noi, în sfârșit, garduri metalice, dar care, sigur, sunt soluții provizorii. Și atunci următoarea va balustradă... Va fi în fier forjat? Da, exact. Despre asta am discutat odată, da. Mi-aduc acum. Din fier forjat vreau să o facem pentru că eu sper să țină măcar 100 de ani, dacă nu mai mult. Fier forjat, în principiu, poate ține și 3-400 de ani. Știți cum încerc să fac niște lucruri care să nu dea bătaie de cap celor care vor veni după noi, după mine și după noi cei de la muzeu, în sensul ăsta.
Le facem cu simț de răspundere. Uitați, am făcut la Stupca, am schimbat acoperișul la muzeu. Am pus tablă, vai, se cheamă zinc, nu zinc altfel. Mă rog, e un aliaj din ăsta, în Paris s-a folosit încă de prin secolul XIX, titan zinc. Teoretic, se pare că nu are moarte, mă rog, acum ăștia care ne-au pus-o, au zis, domnule, după 50 de ani trebuie să vii să mai întărești odată falsurile. Bun, în regulă, dacă după 50 de ani nu mă întăresc. Pentru că ea nu se deteriorează, știți, e foarte rezistentă. Încercăm să facem lucruri de genul ăsta. Bun, și să revin, începem restaurarea cetății. Evident că proiectul de realitate augmentată mai așteaptă. Totuși, pentru că și aici trebuie să antrenăm niște oameni, unii din ei cu niște vârste, o să începem probabil, cel mai probabil, partea de documentare. Aia e foarte importantă. Execuția tehnică, cine știe, în 3-4 ani s-ar putea să fie mai simplă, știu, poate mai spectaculoasă, nu? De ce nu? Și atunci ea va putea fi realizabilă. Dacă nu, măcar la nivelul anului 2023. Însă partea de documentație, dacă știți cum îți dispar specialiștii, încep să ai probleme. Iar România începe să aibă probleme cu specialiștii pe diverse domenii. Da, știu, mi s-au mai plâns și alți invitați în emisiune cu privire la deficitul de specialiști, faptul că nu sunt pregătiți alții. Păi noi nu mai avem otomaniști, de exemplu. Începe ușor, ușor, nu o să mai avem slaviști. Slaviști? De ce? Rusia aproape? Nu știu ce. În facultate aveam un profesor, n-am fi dat numele. E greu de explicat asta, să știți. Nu mi-e greu deloc. Câți traducători din limba rusă mai sunt astăzi în România? Cine mai... Nu știu, n-am stat să mă preocup de acum. Păi vă spun eu că nu prea mai sunt, vă spun din ce anumii citesc în presă. Nu mai sunt pentru că se duc foarte puțin, de altfel și număr de locuri la limbi slavi foarte mic. Iar oamenii, mă rog, se duc la diverse firme multinaționale ca traducători, ca, mă rog, translator și așa mai departe, câștigă foarte mulți bani. Nu o să stea nimeni la o editură, nu o să stea nimeni la un muzeu sau la un institut de cercetare, serios, pe 3 lei. Problema salarizării. Ne abatem un pic cu discuția de la subiectul central, cu miturile. Eu nu m-am plâns de nimic, cetate, eu nu m-am spus paristarea. E legată și de cetate, pentru că, fără îndoială, în arhivele otomane încă sunt foarte, foarte multe lucruri descoperite, inclusiv despre cetate și, sigur, despre Suceava și despre istoria Moldovei. Cu siguranță, multe lucruri. A trebuit să le cerceteze. Dar cineva trebuie să le cerceteze. Cineva care înțelege ce scrie în acele documente. Adică să știi, să citești o limbă din aia turcă, dar de la 1300, 1400, 1500, 1600. Exact. Noi avem o problemă cu germana gotică, care e germană numai că e litera scrisă în caracter gotic. Are alt desen. În sfârșit, sunt probleme. Și... ca să revenim la proiectul de realitate augmentată, pentru că mi-ați stârnit cumva interesul. Același proiect ar putea fi implementat și pe alte zone, gen curtea domnească? Sigur. Și înțeleg că mai întâi aplicăm pe cetatea de scaun și împrejurim. Hai să înțelegem. Și curtea domnească este poate... a primăriei municipiului. Știu, dar se poate face o colaborare. Nu, adică nu cetatea și împrejurim. Nu cetatea și împrejurim. Tocmai vă spuneam, 5 puncte m-am gândit din cetate. Așa am și discutat. Puncte foarte importante din motivii pe care vi le-am spus sau pe care, dacă doriți, vi le spun. Un punct este pe aleea de acces, ca să putem vedea să putem vedea exteriorul, cu ce vă povesteam, biserică, Casa Cristina, etc. Un punct este în zona pulberării, ca să putem vedea turnul locuință, să putem vedea apartamentele domnești și, în fine, baia și așa mai departe. Un punct este curtea interioară. Firesc, nu? Vedem 360 grade, da?
Un punct este la pod, dar până a intrat în cetate, pentru că acolo în cap de pod, conform descoperirilor lor, sigur, încă mai sunt discuții, dar se pare că, arheologic vorbind, s-au găsit fundații ale unui turn de poartă, în sfârșit, și evident pe latura de sud un alt punct. În ce bani intră? În cei 5 milioane care vă spuneați? Nu, asta ar fi un proiect separat. Nu, nu, nu. Proiect separat? Da, da. Fonduri europene sau... Nu știu deocamdată, nu m-am gândit la sursa de finanțare. Întâi vreau să am documentația ca să știu ce presupune. Abia după aia poți să te gândești la sursa de finanțare. Deci, într-adevăr, este de durată proiectul. Bun, e clar, nu se poate face de azi pe mâine. Deci chiar dacă am avea bani, să zicem că am avea un finanțator care spune, bun, apucați-vă, eu plătesc tot. E un proiect care durează probabil cel puțin 2 ani. Așa mult? Da, s-ar putea întreba unii. Ei, dar până faci documentația durează. Bă, dați seama, trebuie să desenezi, tu vezi 360 de grade. Deci tu trebuie să desenezi din toate unghiurile o anumită chestiune, nu știu, o incintă. Care era înălțimea, mă rog, sunt niște calcule care se fac în pini. E o echipă, nu lucrează un singur om acolo. Vorba de grafician, vorba de arhitect, vorba de arheolog, arheolog istoric în cazul nostru, în fine. Sunt mai multe lucruri care țin de documentație. Ei, după ce e gata documentația, na, până faci, se studiu de fezabilitate, că așa e la noi. Ca să vezi cât costă toată distracția asta. În studiu de fezabilitate îți dau partea tehnică, concret, ce trebuie, nu știu. Că softul ăsta e o chestie prin satelit, știți? Cât am înțeles eu, stau, dacă spun prostii, vă rog să mă iertați, eu nu sunt foarte tehnic, dar eu merg cu telefonul clar, nu? Cum văd chestia aia, din satelit. Deci am un punct, mă rog, am o sursă din net și așa mai departe în zonă. Și ca să pot vedea toată treaba asta. Însă, repet, e o rezolvare la întrebarea, sau e un răspuns, la întrebarea cum ar fi arătat cetatea. Este principiul acela, restaurația se oprește unde începe ipoteza. Practic, practic asta vă împiedică pe dumneavoastră să demarați un proiect de anvergură în care să fie cetatea bun, ca mai un e castel, stabilitatea versantului și aici, bun, să zicem că poate s-ar găsi materiale ușoare, nu știu. Mă gândeam la un moment dat din, hai să zic, din sticlă, dar nu sticlă, sticlă e grea. Să, materiale moderne, în fine, mult mai ușoare decât sticla. Și asta e o variantă. Însă, vedeți, neastră, pe platou sunt deja proprietăți private, nu mai poți să... mă rog, să duci să restaurezi anumite lucruri, știți? Picând, cu realitatea augmentată, poți să rezolvi foarte ușor impedimentele astea. Streci piste aceste impedimente, să rezolvi situațiile astea. De când aveți proiectul ăsta, ideea asta cu realitatea augmentată? De... cred că de vreo 2 ani, 3 ani. Dar nu l-ați mai făcut public așa, nu? Nu, ba da, am mai vorbit la Radio Top la un moment dat. Doar acolo? Nu prea... E o, e o chestie interesantă, e o provocare foarte interesantă. Da. În 2016, tehnică, când, vorbind, mă rog, s-a făcut redeschiderea cetății, dacă v-am zis, a fost un mare eveniment, atunci președintele spunea, domne, hai să găsim o soluție, să o ducem până la Crenelor, știți? Ei, după președinte au venit diversi turiști care au spus, domne, dar cine ați dus-o până sus? Îi explici, unii înțeleg, alții nu înțeleg. Și căutând, 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 bă, era la îndemână instrumentul, știți? Numai că, repet, nu sunt deformații tehnică și, în consecință, am întrebat și eu cum e cu realitatea argumentată, am înțeles. Bine, aici mi-a explicat, în jumătate de oră am început cum stau lucrurile. Că eu aș fi vrut așa, te plimbi prin cetate și te uiți și mi s-a explicat că teoretic se poate, practic costă mai bine restaurezi, știți? Că, na, e foarte mult satelit și costă foarte mulți bani. Așa deci mi s-a explicat. Deci nu e o chestie foarte ieftină. Nu, nu, nu. Și vizitatorii, ca să poată să aibă acces la așa ceva, vor trebui să plătească? Sau normal, ce? Să plătești. O taxă un bilet. Suplimentară? Un pentru... bilet. Bine, care vă dați seama că nu poți fi mai mare decât bilet de acces. A, eu știu... Probabil, nu știu... 3-4 lei, 5 lei. Apropo de acces,
la cetate. Plănuiți să scumpiți, poate de la anul, anul ăsta deja taxele sunt aprobate. Da, noi am vrut inițial și anul acesta să scumpim, însă nu s-a întâmplat acest lucru. Până la urmă, eu am tot spus, noi trăim și în autofinanțare, foarte important autofinanțarea. Însă, în primul rând, ne interesează ca vizitatorul să aibă acces în cetate. Pe de o parte. Pe de altă parte, Consiliul Județean a hotărât că biletul nu poate fi majorat. E politica Consiliului Județean, care este finanțatorul nostru, și atunci noi chiar nu avem ce să comentăm. Dacă ordonatorul de credit consideră că merită să facă efortul să susțină din bugetul propriu cu o sumă mai importantă, atunci o face. Știți? Ori, așa cum probabil bine știți, județul Suceava e unul din județele în care turismul e foarte important și care efectiv se străduie să atragă turiști în toate felurile posibile, inclusiv în această politică de tarife reduse. Considerați că e redus tariful? Păi de la Cetatea Neamțului 45 lei biletul, la noi 16, de exemplu. Bine, eu nu mă așteptam la o comparație cu Cetatea Neamțului. Am dat un exemplu, că e la îndemână, știți? Deși e destul de aproape, da. La 100 de kilometri. Da, chiar mai puțin un pic. Chiar mai puțin. Da. Apropo de... Iar la Cetatea Neamțului nu vezi ce vezi la Suceava. Da, dar cu toate astea e acolo și-o putut permite o restaurare mai... Nu și-o permis o restaurare mai. Cetatea a fost mai bine păstrată. Cetatea a fost mai mică, Cătare a fost mai puțin dărâmată. Restaurarea de acolo a fost foarte ieftină. De fapt, s-a restaurat drumul de acces până la cetate și, mă rog, aici colo s-a intervenit. Nu s-au făcut foarte mari intervenții în Cetatea Neamțului. S-au turnat foarte multe betoane și, ca de dovadă, au dispărut. Au pocnit circuitele, reiecte și așa mai departe. S-au făcut foarte prost o serie de lucrări acolo. De altfel, firma nici nu mai există. Nici dacă nu cumva au dat faliment, au preluat altă firmă, au fost și o chestiune. Bine, a fost ghinionul lor, în fine. Și ei au amenajat și ei interioare, dar aveau o serie de interioare, aveau, mă rog, bine păstrate sau restaurate cu alte ocazii mai mult. În fine, vorbim de capela lor, vorbim de tot felul de interioare, ale erau, păstrau. Nu au trebuit efortul ca la noi. Exact. Gândiți-vă că la noi o latură a cetății s-a fost completat, pur și simplu. Iar la noi cel mai mare efort, vorbesc de faza primă de restaurare, a fost consolidarea versantului. Păi, o treime din fondurile din cam proiect, așa, mai bine, s-a dus, cred că, pe chestia aproape asta. Aproape jumate. Acolo au fost niște lucrări inginerești de-a dreptul spectaculoase. Sfârșit, realizat inclusiv cu firme în Germania, chiar dacă antreprenorul a fost român. Nu, antreprenorul a fost o asociere cu da, lider dar au fost o asociere din România, da. Păi la un moment dat erau cu niște frezi, erau niște nemți, m-am dus într-o dimineață, sfârșit, mergeam, frecvent, dar nu mergeam chiar la prima oră, dar s-a nimerit să fiu la cetate exact la ora 8. Ei, și lucrau în acel moment trei firme. Era cea germană, și două firme din România. Cea germană, foarte interesant, neamții erau doi nemți, în fine, cu o mașină, făceau niște foraje. Și cu o berie pe mașină. La ora 8 dimineața. La ora 8. Muncitorii unei alte firme intrau în șantier, echipați tot, la ora 8. Iar de la o altă firmă își căutau lopețele, mă rog, șepcile. Un tablou așa interesant. Interesant, da. Un tablou interesant, într-adevăr. Cum vedeți dumneavoastră ca istoric evoluția asta a cetății și a Sucevii în cei 635 de ani, așa ca pe final? Păi știți, orașul, evident, după ce n-a mai fost capitală, a decăzut, a ajuns un târg. De fapt, a ajuns un sat, trebuie să o spunem, pentru că Franz Cavalier de Loj, mă rog, între marile lui reușite,
aduce Suceava la statut de comună urbană. Asta înseamnă târg, orășel. Sigur că, practic, odată cu perioada modernă, deci cu, nu știu, spre secolul XIX, orașul începe să crească. El crește permanent. Industrial vorbind, a avut un singur episod marcant, este cel din perioada comunistă, când s-a construit marea industrie de la Suceava, e perioada când populația crește foarte tare, evident cu oameni veniți din diverse zone și din mediul rural. Preponderent. Proporția cea mai mare, sigur, majoritară, așa. După care, după anii 90, vezi, Suceava e un oraș interesant. Actual oraș Suceava este, de fapt, alcătuit din trei foste târguri comerciale din perioada modernă, situate de o parte și de alta graniței cu român-austriece. Vorbim de Suceava și Ițcani, în Austria, Burdujeniu, în Regatul României. Târguri care, sigur, s-au unit când? Administrativ, după al doilea război mondial, deci în perioada comunistă, chiar dacă Burdujeniu s-a unit imediat după 1918. În perioada interbelică. Da, dar s-a unit numai teoretic. Practic, fiecare era cu administrația proprie, cu primar, cu primărie, cu tot ce trebuie. Bun, după al doilea război mondial, cele trei târguri s-au unit, sau au fost unite, s-au făcut mare industrializare, au crescut foarte tare orașul, după care a venit Revoluția. Din târguri comerciale au devenit un oraș industrial, vorbesc de Suceava, tranzit pentru turism și asta, din păcate, a dus la dărâmarea orașului vechi, pentru că, ne place sau nu, comuniștii începeau să facă turism. Iar turismul la mănăstiri era la mari treceri, pentru străinătate vorbesc. Ei, și ce făceau? Și aduceau cu autocarli sau cu avion, mă rog, aduceau turiștii, cazau o noapte la Suceava, după care dimineața îi împrășteau, știți, în teritoriu. Și dacă nu uităm, cel mai tare dărma Suceava, normal oamenii stăteau o seară pe aici și trebuiau să vadă doar români și românism, îi dărmat Humorul, îi dărmat Câmpul Lungu parțial, Vatra doar mai tare decât Câmpul Lungu, da? Îi dărma Rădăuțul. Și dacă mai stătea comunismul, dar totuși Rădăuțu îi dărma bine domnul Pricopie. Și Câmpul Lungu au zone vechi, clare, tocmai compacte. Tocmai asta vă spuneam, dacă mai dura 10 ani nu mai aveam nimic, noi nu mai iar avem. Siretul este intact. Citați-vă la Siret. Siretul se dărâmă acum, după Revoluție, dar se dărâmă, vorba bine, sfârșit. Se modernizează, mai apar niște blocuri, mai apar niște hali, niște, în fine. Dar în rest... Siretul nu era interesant pentru turism. Păi exact, era anormal în capul comuniștilor să vii la Suceava și să vezi oraș austriac. Nu, aici trebuia să vezi un oraș românesc, comunist, modern, etc. Și au ras tot. Și probabil dacă comunismul mai durea un 10-15 ani, nu mai exista nici clădirea muzeului, nici palatul administrativ, nici tribunal, nimic. Palatul justiției, mă rog. Grănița pe colț și mai, nu mai sta nimic, dărma tot. Ei, iar turistul... Dar uite, la Botoșani nu a fost așa. Botoșani păi, dar nu era turistic Botoșani. Bun, dar Brașov? În Ardeal lucrurile au stat altfel. Acolo mai erau nemți, mai erau sași, mai era altă mâncare de pește. Asta. Dar bineînțeles, să nu uităm că, mă rog, la Unirea în 1918 au fost niște condiții. În sfârșit, lucrurile și internațional stăteau diferit în Transilvania. Când încoace, nu era nicio problemă, nu erau interdicții, știți. Și atunci au făcut ce au vrut ei. Orașul însă, vrem, crește. Crește, se dezvoltă. Sigur, noi care locuim zi de zi în oraș, mereu suntem nemulțumiți și firesc poate să fie așa. Însă mă uit la diversi colegi de-ai noștri sau, mă rog, vizitatori, care, vai, aveți un oraș extraordinar, apreciază curățenia din oraș, vorbesc foarte serios. Da, am observat și eu asta, aproape că nu-mi vine să cred să apreciez curățenia. Păi da, pentru că sunt...
Domnul Pricopi, în luna decembrie m-am dus la București. Și m-am dus, na, știți, sunt unică repede. Depinde cu cine compar, da. Păi, vă spun eu acum cu cine compar. Pe drum, na, am trecut prin Roman, am trecut prin Bacău, am trecut prin Buzău, nu? Oraș mare totuși. Bine, Râmnic Sărat, în fine, nu punem ajudul. Așa. Și prin Bacău chiar am trecut, că trebuie să ne întâlnim cu cineva. Prin Buzău am trecut, că trebuie să ne întâlnim cu cineva. Că la un drum ăsta mai fac și alte comisioane, în fine, alte treburi. Așa. Plus București. Păi vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, cel mai frumos iluminat oraș a fost Suceava, de departe. Chiar m-am simțit mândru. De departe. Suceava a arătat foarte bine. De sărbătorile de an. Iluminat ornamental. Da. Da. Cu bun gust. Vorbesc foarte serios. Domnul director, ce pot să vă spun? N-am făcut această călătorie că dumneavoastră în perioada sărbătorilor de iarnă până bun, la București. Bun, trebuie să recunosc, n-am fost în Piața Unirii, București, clar. Mă rog, am fost în zona Gării din Nord, în fine, totuși, na, Muzeul Țăranul Român, zona aceea, m-am uitat. Palatul ăsta, Victoria, Calea Victoriei, Nautean. Iar, bine, București e capitală, să zicem că e altă discuție, dar, sau Iași, am fost în decembrie și în Iași, cu regret. Cu ani în urmă toată lumea se uita cu admirație la Iași, domnule. Da, numai că între timp s-au întâmplat și acolo lucruri, știți? Toată lumea, iluminat, ornamental. Bun, am înțeles, Craiova arăta foarte bine, eu n-am fost la Craiova, nu pot să vă spun. Noi, la noi, cine a arătat bine... Din păcate, e acel târ de Crăciun care nu-i târ de Crăciun. E așa o chestie. E mai mult o propunere de Crăciun, știți? Dar orașul, exceptând căsuțele alea și ce se vindeau acolo, orașul a stat foarte bine. Da, trebuie să spunem și o opinie din astea cu care poate sucevenii majoritatea nu ar fi de acord. Pentru vă spuneam, eu locuiesc la Bârdujeni. Prinși de cotidianul ăsta așa exact, și dacă nu, cumva dacă și nu ești de aici, încrâncenat poate. Exact. Dacă nu ești de aici, băi, mă rog, niște colegi de-a mei de la Chișinău au venit și plimbându-ne prin zona centrală, parcare subteran, eu știu că nu o să aibă și Chișinău odată așa ceva. Chișinău e capitală. Știți? Și cum în Chișinău nu este o parcare subterană? Nu. Bine, dar ei nu știu de ce să plâng, ei au niște bulevarde. Bun, ei n-au nevoie de parcări subterane, că, în fine, asta așa ca o glumă proastă. În fine, Bistrița, de exemplu, nu are niciun mol. Bistrița Năsăud nu are niciun mol. Da, da, are locuri de muncă, fabrici. Bun, are fabrici și uzine, da, povești, așa. Alte povești acolo. Și are un centru vechi, bine, Transilvania. Bun, e altceva. Și noi am fi avut, aici nu e vina noastră că s-a dărâmat orașul. Nu l-am dărâmat noi, fie vorba... În sfârșit, și nici actualii edili. Nu, deci nu li se poate imputa lor. Mă rog, poate, nu poate. Sigur, generația părinților noștri s-o ocupă de dărâmarea orașului vechi. Sigur, cei de pe zona de arhitectură, de urbanism. De... Domnule director, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc. E o chestie foarte interesantă și îmi place partea asta de final optimist, Suceava care arată mai bine ca alte orașe. Cel puțin așa arătat chiar arată. În iarnă. Poate merită spus și lucrul acesta. Eu vorbesc din surse oficiale. Presa consideră totuși o sursă publică. Am înțeles că la măsurătorile făcute pe aer, aerul de la Suceava, deci Suceava e considerat ca fiind orașul cu cel mai pur aer din țară. Dintre reședințele de județ, nu cred da, că da. Ne comparăm cu Vatra Dornei. Nu ne comparăm, sigur, vorbesc sigur de oraș mari, cu circulații, cu oarește industrie. La ce industrie avem? Da. Ce să mai poluăm? Mașinile și fonic. Din punctul meu de vedere, o mare chestiune, am fost, vă spuneam, la București, pe-abia așteptam să ajung acasă să beau apă. Sigur, așa, cumpăr apă. Asta apă au. În București? Da. București bei apă de la magazin. Credeam că aia e ofița lor. Nu. Am fost inclusiv în străinătate și apa nu e bună de băut. Nu e apă potabilă. Bine, de exemplu, în Viena ei se laudă că au apă foarte bună și pentru ei asta e o carte de vizită. Așa, sunt și orașe. Pe de altă parte am văzut, într-adevăr, și orașe care îți vai de
capul lor la capitolul ăsta. Da, e bine, e bine că avem și optimism, așa la 635 de ani, apă bună, aer curat, iluminat, măcar, măcar ornamental. 100%. Da, dar mai, la rău, care mai avem 90, de lucrat? 90%. La care mai avem de lucrat? Mai avem de lucrat, dar oricum stăm bine. A, uitați, altă chestiune. Eu mereu am fost nemulțumit de dezăpeziri. Mereu. Pentru că tot timpul aveam probleme cu ieșirea pe strânduță. Care tot așa. Ei, anul ăsta, foarte interesant, am văzut mașinuții mici care au intrat și pe străzile laterale și au dezăpezit. Au dat cu sari, în fine, au intrat cu lama. Nu atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Adică, mă rog, aș fi dorit să intre și pe trotuar. Știți, eu mă plimb tot și pe trotuar. Dar, mă rog, totuși, pentru automobile au fost altceva. Da, dar nici nu deci, să văd evoluții. Să văd evoluții majore. Numai că noi, repet, trăind zi de zi în oraș, iar când ieșim din oraș, mergem în stațiuni. Stațiunea e altceva. Da, e altceva. Doamnelor, domnilor, într-adevăr, e altceva și asta a fost emisiunea de astăzi, altceva decât cât obișnuiesc să fac când, în zilele în care am emisiune. E altceva și sper să aveți și dumneavoastră o concluzie fericită, tot așa cum are invitatul din această seară, concluzie, dacă nu fericită, măcar optimistă. În orice caz, remarcile domniei sale privire și la transport și la calitatea aerului și la iluminat și la modul în care arată orașul nostru față de alte orașe, mai ales acum la ceas aniversar, 635 de atestare, de ani de atestare documentară, n-au putut decât să mă tonifice, dacă pot să spun lucrul ăsta. Același lucru vă doresc să aveți și dumneavoastră parte de o atmosferă și o ambianță mai tonifiantă, mai optimistă măcar. O seară plăcută vă doresc. Toate cele bune!